Campania de apă și a continuat campania cu copiii, denumită Prețuind apa, prețuiești viața. Campania începută în urmă cu 2 ani de zile, fost duși la vizitele obiectivelor companiei de apă Ariești, respectiv la Mihai Viteazu și la stația de tratare, 23 de copii de clasele 1-4 de la școala gimnazială Simeon Balint din Copăceni. Săptămâna viitoare vor urma vizite ale copiilor din toate comunele și satele care sunt incluse în Asociația Văii Arieșului și se află pe arealul de distribuție al companiei de apă Arieș. În această frumoasă zi am avut noroc să fie și soare. Copiii s-au bucurat de o bine meritată excursie, s-au bucurat de voie bună. Specialiștii companiei de apă Arieș au stat alături de ei și le-au explicat și le-au răspuns la toate întrebările. Au fost foarte bine pregătiți și au știut multă teorie despre apa potabilă și despre apa ca și resursă naturală a pământului. Ca să vă văd. Joben pe care acum o să-l țineți pe cap ca să vă putem și observa mai sigur, asta bine. Este. Ca și pe șantier, câte o casă. Da? Ce este? Da? Ce mai aranjați voi, vi mai strântați voi. Sigur. Dacă vei să se trăiește, o altă viață în pește, dacă vei să se trăiește, fă așa. Dacă vesel se trăiește, bate așa, ușor! Dacă vesel se trăiește, bate așa! Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește, dacă vesel se trăiește, bate așa! Nu te uita la cojoc, ci te uită cum ai joc. Hei! Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Ce spune mă? Mie mi-au plăcut foarte mult acele flori, ați văzut ce
este o uzină, nu aici. Da, da, asta e, trebuie să fie curată, aranjată și frumoasă. Foarte curată, da. Pa, pa. O să ne spună unde mergem. Acum mergem la puț. Așa se numește vânzâna din care se extrage apa. Apa de alimentare a orașelor e de două feluri. Subterană, care nu se vede, și la suprafață, cum e Arieșul. Toată turda este alimentată din apă subterană, de nu din Arieș, ține minte. Aici sunt fântâni, pe câmp. Ia se și-n partea și pe aici până sub deal și astea toate o aduc apa în rezervorul ăsta. De aici merge la pompele alea mari care le-ați văzut și de acolo merge spre oraș. Deci asta este o fântână care extrage din pământ apa și o duce în rezervor. Asta e traseul apei, da? Da, și din rezervor merge la pompele la mari. În bazine și din bazine ajunge în conductele pe care le-ați văzut la interiorul clădirii, da. Deci apa de aici, au fântâna, da? Care scoate apa din pământ. O duce în bazin, în bazinul conducte. Așa. Deschidem. Apa mea, o să ai pe turnul de amestec. O să urcăm și sus.
Deci acolo, din cauza de amestec, avem... Nu pe acolo, urcăm. Apa merge în mijlocul decantorului. Deci în mijlocul decantorului. Ce merge așa? În cazul că apare turbiditate, pentru că apă de suprafață, nu apă de subteranță. Turbiditate. Are, e foarte murdară. În plouă. Deci apa se murdă. Învolburată, murdară, cu tot felul. Și este un fel de floculant care are rolul de a aduna particulele de nămol, de mizerie, le adună, se decantează jos, da? Se decantează jos și apa la suprafața decantorului trebuie să fie limpede. Și acolo avem niște țevi radiale. Din țevile radiale apa merge, este un canal de fugă, este o conductă și merge în filtre. Avem, acolo avem patru filtre, filtre cu nisip. Da, apa se filtrează din filtre, vine în bazin, aveți un bazin pont de 1500 de metri cub. Și de aici cu pompele, cu ajutorul pompelor. Ca și dincolo, cu pompele se împinge. Dăm apa spre câmpia. Și acum hai să vă zic. Deci, ca să fie bună, ca să vă dați seama de diferență, dincolo când ne-am dus la uzina mea Viteazul, care dă apă la Turda, Copăceni, așa mai departe, se scotea apă din pământ, se punea un pic de dezinfectant și mergea la Turda. Cam atâta era, pentru că e apă de adâncime. Aici fiind apa extrasă din suprafață, din hăjdate, cum v-a zis nenea, îi trebuie mai mult tratament. Pentru că e de suprafață și e mai expusă la bacterii și la mizerii, da? Și ea vine din hăjdate, primul pas, ajunge aici. Prima tratare, turnul ăsta, a doua tratare, să mă corectez. Da. E acolo cu floculantul, cu ce vă zis, că se adună mizerile și se, ca și cum se coagulează sângele când stă mult. După ce merge în filtrele de nisip, deci vă dați seama, deja sunt trei operații ca să o trateze să fie potabilă. Și după aceea nu mai ajunge la pompe și pompele o împinge în câmpia. Deci e o diferență, acolo era un tratament, era pacientul mai puțin bolnav, aici e pacientul un pic mai bolnav. În momentul când dimutarea apa, aici, vedeți, este o conductă de clor. Acolo nu mergem că e periculos. Se face de clorinare, Bine ați venit în laboratorul companiei de apă Arieș. Numele meu este Stanca Mărgeanu și sunt șeful acestui laborator. Voi sunteți copiii de la școala? Clasele? 1-4. Acum că ne-am cunoscut, haideți să vedem ce știți voi despre apă, cât de importantă este apa. Spuneți! Cât de importantă? La ce o folosim? Apa o folosim ca să ne hidratăm. Da, o folosim pentru consum. Pentru ce mai folosim apa? Pentru a bea. De același lucru. La ce o mai folosim? La mâncăruri. Pentru da, nu-i cunosc. Pentru prepararea hranei, pentru... Pentru spălarea noastră. Pentru igienă, pentru... Ce? Mâinile ridicate. Galina, zi, ai vrut să spui ceva? Spune. Când facem baie. Când facem baie, tot pentru igienă personală, pentru... Pentru plante. Deci apa are multiple utilizări. Există viață pe pământ fără apă? Nu. Nu există. Deci ce trebuie să facem cu apa? Să o îngrijim. Să o prețuim, să o îngrijim și să nu o irosim. Da? Da. Ce știți voi despre compania de apă Arieș? Care este rolul companiei de apă Arieș legat de... Da, spune. Rolul companiei de apă Arieș este să purifice apa. Și să vă distribuie vouă. Da? Deci în spatele companiei de apă Arieș stau echipe de specialiști, de muncitori, care ce fac? Preiau apa din natură, o tratează și o distribuie utilizatorilor. Voi sunteți utilizatorii, da? Spune. Apa mai are și cele trei stări de agregare. Foarte bine, ia să vedem care sunt cele trei stări de agregare. Gazoasă. Da.
solidă și lichidă. Foarte bine. Uite, nici nu mă așteptam la un copil așa mic la un răspuns așa perfect. Când este apa în stare lichidă? E cea care o avem la? Robinet. La robinet, așa. În stare gazoasă. Spuneți și cei din spate, să le dăm și lor ocazia. Spuneți că vaporii de apă care rezultă prin fierbere sau și fenomene, da. Și gazos. Și solid. Solid este gheață. Uite, deja voi știți foarte multe, aveți un bagaj foarte mare de cunoștințe legat de apă. Apa, da? Are forma vasului pe care o pui. Foarte bine. Deci are foarte bine. Foarte bine. Asta se învață în clasa 7-a. Proprietățile? Da, uite, vezi, sunteți bravo vouă, bravo vouă, aveți dascăl bun și sunteți și voi copii buni, da? Înainte să spălăm și masă și să ne spălăm și noi. Foarte bine, și să nu mâncăm și să nu atingem și după ce lucrăm cu instrumentele de laborator să ne spălăm, să nu bem din paharele, văd că voi sunteți foarte pregătiți. Bravo vouă! Deci aici este o încăpere în care se efectuează analize fizice. Sunt trei indicatori de calitate pe care se efectuează în această încăpere. pH, turbiditate și conductivitate. pH, ați auzit vreodată de termenul ăsta? pH-ul apei. Da? Spune, ce știi despre pH-ul apei? Sau în ce context l-ai întâlnit? Eu am auzit, doamne, dar nu știu ce. Ai auzit. pH-ul este un indicator de calitate apei care ne dă informații asupra acidității sau bazicității apei. Cu cât o apă este mai neutră, adică are un pH aproape de 7, este mai bună pentru băut. Mai avem un alt aparat care, unde se efectuează analize de conductivitate. Conductivitatea apei este dată de sărurile existente în apă. O cantitate optimă de săruri dă un gust bun apei. Voi consumați apa de la robinet? Da! Știți că este mai bună decât sucul sau decât orice altă băutură, da? Apa plată este mai bună ca apa minerală. Ca apa minerală? Nu este neapărat. Nu? Nu, nu. Depinde de context. O apa de la robinet este o apă destinată consumului zilnic. Apa minerală este o apă cu conținut suplimentar de minerale care se bea doar din când în când. Nu este recomandat să beți tot timpul apă plată sau apă minerală pentru că are un conținut mai mare de minerale decât are organismul nevoie. Deci, pentru consumul zilnic este indicată apa de la robinet. Pentru suplimentarea mineralelor din apă este recomandat din când în când un pahar de apă plată sau minerală. Diferența dintre apă plată și minerală este doar conținutul de bioxid de carbon. Uite, de ce avem nevoie ca să efectuăm analize de calitate a apei? De ce avem nevoie? De ce vedeți voi aici că avem nevoie? De cel mai mult de aparatură. Nu cel mai mult. Avem nevoie de aparatură. De mai ce avem nevoie? De proba de apă. De ce mai avem nevoie? De o persoană calificată care să efectueze analiza. De oameni. Da, aici intră oamenii. De condiții de mediu, da? De aparate, am spus prima dată, da? Deci ne trebuie reactivi, aparatură, specialiști. Să sperăm că voi veți fi viitorii specialiști care veți lucra în aceste laboratoare. Văd că vă place domeniul. Da? Mergeți și așa și așa. Acum știu că sunteți curioși să vedeți, dar trebuie să ne dispersăm puțin. Astea ce sunt? Balanțe. Balanțe, un fel de cântar mai special. Gata? Aici este o altă încăpere în care se efectuează alt tip de analiză decât cele prezentate în prima încăpere. Se efectuează analize spectrofotometrice. Acum nu o să intru foarte în detaliu pentru că voi sunteți mici. Se efectuează analiza poluanților din apă, a amoniacului, nitriților, nitraților, precum și analiza unor substanțe care noi le introducem în apă pentru dezinfecție, cum este clorul. Da? Clorul de ce îl introducem în apă? Pentru a se curăța. Pentru a se curăța, pentru a se dezinfecta. Da, a se dezinfecta. Îmi puteți arăta cum se face? Că v-a spus că cineva are o apă. O apă? O să facem un indicator de calitate a apei, da? Acolo, la prima încăpere, da? Dar nu trebuie chiar așa de mult clor ca să mai putem bea. Nu trebuie foarte mult clor, trebuie doar încât să cantitatea de clor care să înlăture bacteriile care ne fac nouă rău. Dar trebuie. O cantitate mică, dar trebuie, da?
prea mare nocivă. Da. Ce mai vede? Da, spune. Acest aparat, de ce pipăie? Așa funcționează el din când în când, mai citește pâlpâie, da, nu, că scoate un sunet, mai citește odată valoarea care a rămas aici în aparat, da? Nu este defect. Nu, n-are niciun. Deci mai atenționează că a rămas defect, a rămas deschis și afișează rezultatul, să se ia rezultatul de aici, da? Acum, ce, cu ce o să vă întâlniți voi și ce vedeți aici? Da. Da, asta este o sticlărie care se folosește pentru chimie. O să învățați în clasa a șaptea, o să învățați toată această sticlărie. Avem un pahar Erlenmeyer, avem cilindri gradați, acolo jos avem pipete cu suport de pipete. Ce mai avem aici? Baloane rotunde cu fund plat. Astea toate o să le învățați în clasa a șaptea. Uite acolo, vezi, sunt niște baloane rotunde, da? Acolo lângă... În capătul mesei. Însă așa, au o formă rotundă și au un fund plat. Deci am spus că aici se efectuează analiza unor poluanți ai apei. Ce mai avem aici și puteți vedea, sunt două balanțe, balanță tehnică și balanță analitică. Un fel de cântar de bucătărie care îl aveți acasă, dar e mult mai performant și este pentru cântărirea substanțelor și prepararea substanțelor utilizate la analiză. Ce indicatori se efectuează cu analize volumetrice sunt indicatorul duritate, cloruri, alcalinitate, compuși organici. Acestea sunt niște biurete cu care se efectuează fiecare din analizele pe care vi le-am explicat. Despre duritatea apei ați auzit? Da. Nu. Da? Nu. Despre ce este dată de ce este dată duritatea apei? De calciu. Conținutul de calciu și magneziu al apei dă duritatea apei. Da, spune. Se mai pot face de chimie și vitamine. Se pot analiza și vitamine, dar nu în laboratorul acesta. În laborator care se ocupă cu produse farmaceutice. Aici analizăm doar apă. Dar se pot analiza. Există posibilitatea asta, dar în alte laboratoare. Aici, în laboratorul acesta, analizăm doar probele de apă. Da? Maria, tu de unde ai apa? Ai luat-o de la mine sau de acasă? De unde? Deci proba de la Adela, de unde este? Din Mihai Viteasu, de unde le avem toți. Da. De la Viteasu așa, că la copăcet tot apa aia este. Da, este aceeași apă. Stați că vedeți pe rând. O să... Da, o să veniți pe rând să vedeți, da? No, nu, un pic încet să nu se rupă alea. Stați că veniți pe rând. Deci pH-ul apei trebuie să fie între 6,5 și 9,5. Acum introducem un electrod în proba de apă adusă de colega voastră, agităm și așteptăm puțin, da? Au zis că vă spune ce se întâmplă. O să veniți fiecare să vedeți. Trebuie să așteptăm un pic. 6,69. Deci domeniul optim de pH este între 6,5 și 9,5. Este bună din punct de vedere al pH-ului această probă de apă. Bun. Acum dacă vrea fiecare să vină să vadă, cei care ați văzut vă retrage și lăsați și pe ceilalți, da? Nu mă pic aici. La aia îi facem alt indicator, da? No, s-a uitat toată lumea? Da? Haideți pe rând, uite, dar nu știu dacă vezi. Vezi? Da. Da? Uite aici. Dar nu pot să pun nimic. Deci din punct de vedere al pH-ului, proba de apă care ați adus-o de acasă este bună, da? Da. Trecem la alt indicator de calitate al apei, la conductivitate. Cea despre care v-am spus că este dată de conținutul de săruri și magneziu. Haideți să vedem acum cât este conductivitatea apei. Altă sticlă, unde e Adela? Analizăm. Cât este?
301. Deci este bună din punct de vedere al conductivității. Proba de apă care ați adus-o voi de la robinet, da? Da. Bun. Hai să facem două probe, să ne asigurăm că și la fetele care mi-au dat probele stau în aceeași zonă? Sau în zone diferite? În aceeași zonă. În aceeași zonă. Vedeți? Aproximativ în aceeași zonă. A doua probă cât este? 301. Da. Da? 298. Da, deci plus minus acum. Aproximativ. Deci ambele probe sunt bune, da? Da. Așa. Un alt indicator de calitate a apei este turbiditatea. Haideți să facem și o turbiditate la aparat. A, din asta să facem, da. Din asta facem turbiditatea acolo. Turbiditatea ce ne indică? Ce am spus că ne indică turbiditatea? Spuneți. Turbiditatea ne arată dacă apa este murdară sau foarte curată. Bine, foarte bine. Valoarea admisă a turbidității pentru probele de apă potabilă, valoarea admisă este 5, da? Și acum vom introduce proba de apă pe care voi ați adus-o și vom citi valoarea. Cât este? 0, da? Deci 0,4. 0, ea se tot schimbă pentru că tot face citiri. Deci este sub 1. Să zicem așa, da? Chiar 0,365. Deci din punct de vedere al turbidității este bună apa? Da. Cum nu? Cum nu? Este 0,3 și valoarea admisă este 5, da? 0,1. Trebuie să fie 0,5. 5, trebuie să fie maxim 5 și este 0,5. Nici da? No. Acum să-mi spuneți dacă... Da, deci alea se tot. Da, 0,5. Dacă mai aveți întrebă, dacă nu să ne mulțumim. Acum să-mi spuneți dacă ceea ce ați văzut aici v-a plăcut. Da! Dacă aveți încredere în apa pe care o consumați. Da! Da. Pentru că ați văzut că indicatorii de calitate a apei sunt mult sub valorile maxim admise. Da. Da. Mulțumim, domnule. Mulțumim. Mulțumim și vă mulțumesc eu.